Echipele de salvare au reluat vineri pe o ploaie torențială operațiunile de căutare și recuperare a trupurilor neînsuflețite după accidentul survenit în ajun la o mină de jad abandonată din nordul Myanmar. Operațiunile la care participă zeci de efective se desfășoară nevoios și riscă să fie sistate din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a riscului producerii unor noi alunecări de teren. Unul dintre pereții minei este principalul motiv de preocupare, deoarece riscă să se prăbușească și să provoace o și mai mare tragedie. Potrivit departamentului pompierilor, 162 de persoane au decedat, iar peste 50 au fost rănite. Grupul de mineri care lucra aici își desfășura activitatea în condiții ilegale. Potrivit membrilor echipei de salvare, mai multe cadavre prinse sub pământ, precum și trupuri care plutesc pe apă, trebuie recuperate. Accidente similare se produc în mod frecvent în această țară. În aprilie anul trecut, cel puțin 54 de persoane au murit în urma unei alunecări de teren, survenită la o altă mină din aceeași localitate, unde s-a petrecut actuala tragedie. ONG-ul Global Witness a denunțat în 2015 situația precară în care lucrează căutătorii de jad în aceste zăcăminte dezafectate. Ei sunt de multe ori exploatați de grupări de gherilă, lorzi ai drogurilor, traficanți de droguri sau de paramilitari. Myanmar este cel mai mare producător mondial de jadeit, o varietate foarte apreciată de jad, care se extrage în principală din munții Kachin.